Domnule, e așa sau nu? Este propunerea mea. Domnul Mânzână, îi mulțumesc că ne-a ascultat, dar dacă vreți să fiu sincer, a trecut un an de zile și pe mine nu mă reprezintă. Adică n-a livrat ceea ce vă așteptați? Deci pe mine nu mă reprezintă. Știu, bun, nu vă reprezintă, știu că cum? Acum, stați de vorbă, știu că acum vor fi iar cap de afiș la un anumit ziar din localitate, cum pățește și domnul Gentea. Pot să pățesc și eu, că ați văzut domnul Gentea cum a fost tervelit și cum e TV, chipurile, că, vai Doamne, eu știu cine a făcut toată treaba asta. Știu precis cine a făcut-o, dar Gentea nu merită așa ceva. Iar eu vă spun că a fost o greșeală. A fi primar nu înseamnă că vei fi un deputat de succes sau un parlamentar de succes. S-o supăra pe mine, nu s-o așa... Când ne întâlnim, ați avut o discuție, ați avut o înțelegere, ne întâlnim și noi o dată pe lună cu primarii noștri și discutăm clar. Clar ce probleme întâlniți voi în administrația publică. Haideți să vă spun, astea sunt lucruri care să le batem în cuie când ele trebuie să vină de la sine. Că înțeleg așa, că cea mai mare supărare a primarilor era că unii dintre parlamentari nu le mai călcau pragul 4 ani de zile. Păi ce, până acum l-a călcat, singura care vine și te trăiești că bate săraca la ușă e Simona. Dar ea și are, e a doua oară când face COVID. Că i-am spus, bă, mai stăm părăte voi și vedeți de treabă, nu? Trebuie să înțelegem treaba asta. Pentru că ea și băiatul ăsta, copilul ăsta tânăr, eu n-am nimic cu domnul de la Rociu. N-am, chiar era prietenul și l-am considerat prietenul meu. Că mi-am permis, ca așa acum, să zic că nu mă reprezintă. Păi cum mă reprezinți dacă eu îți spun să ia cu 7 luni de zile că noi toți primarii ne supărăm și suntem foarte indignați de faptul că a vinde un teren în extravilan trebuie să aștepți 130 de zile. Păi de ce 130 de zile? Că e dreptul de premțiune, dar ăla poate fi cum era și până acum. Păi au venit ăștia și au schimbat. Deci mi-a barnau. Ce să știe uzeriștii de dreptul de premțiune? Băi, faceți, bă, ceva, duceți-vă acolo și băteți-vă pentru noi. Păi dacă ai zis că ne reprezinți, păi reprezintă-ne, mă. Nu e corect așa? Reprezintă-ne. Că m-am și enervat. N-am nimic, dar în momentul când... Dom'le, eu sunt fan Gentea. Și o spun aici, deși nu mă pune în ramă domnul Gentea, bă, mea. De ce sunteți fan Gentea? Pentru că e un om inteligent, e un om cu bun simț, este un om care vrea să facă ceva, e un om potent financiar și a fost dintotdeauna. De mâna lui sunt fan a toată intelectualitatea din România.